pe 19 august, cerul astrologic va fi marcat de evenimente intense și influențe puternice. O serie de aspecte planetare, inclusiv o lună plină învărsător, conjuncția Soare-Mercur și opoziția Venus-Saturn, vor aduce provocări și oportunități semnificative. Acestea vor influența atât dinamica relațiilor interpersonale, cât și activitățile profesionale și financiare. Pe parcursul săptămânii, tranzitul Soarelui în făcioară și configurațiile planetare din finalul săptămânii vor contribui la stabilizarea anumitor aspecte, dar vor genera și tensiuni în alte domenii. Berbec, Berbecul va începe săptămâna într-o stare de stres și iritare în principal din cauza unor probleme profesionale de natură interpersonală. În sfera romantică, nu totul va fi lin ceea ce te va obliga să-ți aperi pozițiile și opiniile. Cu toate acestea, este puțin probabil ca lucrurile să ducă la confruntări pe termen lung, până la sfârșitul săptămânii, emoțiile se vor calma și starea de spirit se va îmbunătăți. Reprezentanții zodiei vor putea petrece un weekend minunat bucurându-se de comunicare, activitate fizică și impresivii. Sănătatea berbecului se poate deteriora ușor din cauza problemelor endocrine, dar situația financiară va fi destul de stabilă. Taur. Taurul va trebui să muncească din greu în prima jumătate a săptămânii pentru a-și elibera ceva timp pentru a rezolva problemele personale în a doua parte. Relațiile cu partenerii, atât în afaceri, cât și în zonele romantice, vor necesita, de asemenea, atenție. Cei care se află într-o relație serioasă pot întâmpina pretenții și nemulțumiri din partea celorlalte jumătăți și, în loc de o abordare constructivă, vor demonstra iritație de răzbunare și chiar agresivitate. Va dura destul de mult timp pentru a restabili armonia. Problemele financiare vor necesita atenție la sfârșitul părții de lucru a săptămâni. Aici va trebui să arătați nu numai perseverență, ci și să luați o poziție de principiu. Sănătatea taurului se poate deteriora ușor în timpul aspectului lui Venus și Marte, dar va reveni rapid de la normal. Gemeni, pentru gemeni, săptămâna va fi reușită și fructuoasă. Ei vor putea să stabilească legături și contacte extrem de importante, să rezolve probleme complexe din sfera profesională și, de asemenea, să-și îmbunătățească situația financiară. Cel mai bine este să te gândești la noi idei sau proiecte în weekend, este important să ne amintim că în această perioadă, sfaturile celor dragi nu vor fi deprisos, sănătatea va fi stabilă, dar riscurile de accidentare sunt mari joi și vineri, în această perioadă, este mai bine să nu conduceți o mașină și să aveți grijă când călătoriți, sfera romantică îi va încânta pe gemeni atât cu noile cunoștințe, cât și cu surprizele plăcute de la partenerii obișnuiți, RAC. Pentru RAC, săptămâna va aduce o exacerbare a problemelor de lungă durată în relațiile cu partenerii atât în afaceri, cât și în relațiile personale. Neînțelegerile sau dificultățile pot apărea și cu prietenii, dar acestea pot fi rezolvate rapid, mulți oameni ar trebui să dea dovadă de o mai mare flexibilitate în comunicare. Să încerce să evite colțurile ascuțite și să insiste mai puțin pe cont propriu, își pot atinge scopul doar prin concesii și compromisuri reciproce. La sfârșitul săptămânii, situațiile se vor îmbunătăți semnificativ și relațiile vor fi restabilite. Sănătatea voastră se poate înrăutăți oarecum în a doua jumătate a săptămânii și va fi deosebită de dificil pentru reprezentanții dependenți de vremea a acestui semn de apă. Situația financiară a racului va fi stabilă, iar îmbunătățirile în sfera romantică vor fi evidente în weekend. Leu Leul se confruntă cu o mică criză din cauza faptului că soarele îi părăsește semnul și se mută în făcioară cu energie străină leului. La începutul săptămânii, mulți vor fi iritabili, capricioși, iar argumentele rezonabile și logice nu vor mai funcționa asupra lor. În a doua jumătate a săptămânii situația se va îmbunătăți, dar nu suficient pentru a evita certuri și conflicte minore. Aceasta se va manifesta preponderentă la familie și chiar la persoane necunoscute. Totuși, weekendul pentru leu va fi fericit și plăcut. Cumpărăturile și întâlnirile cu prietenii ar trebui, de asemenea, planificate pentru această perioadă. Sănătatea se poate aminti doar celor care au probleme cronice endocrine sau renale. Fecioară Fecioarele vor avea o perioadă de adaptare la noile circumstanțe ale vieții, deoarece realitatea nu vă va mulțumi întotdeauna la fel de mult ca înainte. După joi va fi un optimism prudent, starea de spirit se va îmbunătăți, deoarece mulți vor vedea perspective destul de bune în situații. Treburile și grijile profesionale te vor consuma începând de, de marți, preluând o parte a weekendului. Noile cunoștințe din sfera romantică vor ridica spiritele celor fecioare care nu sunt într-o relație serioasă. Situația ta financiară se va îmbunătăți și vor exista oportunități de a cheltui pentru plăcerile sau hobby-urile tale. Sănătatea promite să fie destul de stabilă. Dar fecioarele cu probleme cronice ar trebui să dedice timp prevenției în a doua jumătate a săptămânii. Balanță. Balanțelor nu li se recomandă să fie active în afaceri până vineri și să-și dedice cea mai mare parte a timpului muncii de rutină. Dar pentru proiecte noi, întâlniri și rezolvarea problemelor importante, vineri și sâmbătă sunt potrivite. Aceste recomandări sunt relevante în special pentru oamenii de afaceri implicați în comerț, știință și educație. Prima jumătate a săptămânii ar trebui să fie de asemenea dedicat învățării de noi abilități sau dobândirii de cunoștințe și competențe suplimentare. Sănătatea va fi bună, cu excepția perioadei de aspectă tensionată dintre marte și venus care poate provoca leziuni sau exacerbarea bolilor cronice. Finanțele balanței vor fi în regulă, cu condiția să nu existe cheltuieli sub influența emoțiilor de moment, iar sfera romantică va fi stabilă și previzibilă. Scorpion Pentru scorpioni, săptămâna va fi nervoasă din cauza influenței aspectelor tensionate ale lui Marte și Uranus. Primul este conducătorul semnului scorpion, iar al doilea este exaltat în acest semn, ceea ce provoacă o influență puternică nu numai asupra evenimentelor din viață, ci și asupra stării emoționale. Scorpionii vor transmite tendințe agresive, vor primi entuziasmul de a lupta, iar confruntările cu partenerii sau concurenții vor stimula și amuza, însă, la sfârșitul săptămânii, mulți își vor schimba linia de comportament, subliniind imprevizibilitatea acțiunilor și deciziilor lor, agresivitatea moderată în favoarea muncii intelectuale, ceea ce va duce la rezultate foarte bune într-o varietate de domenii. Finanțele vor fi în regulă, sănătatea nu poate fi amenințată decât de răni sau arsuri în prima jumătate a săptămânii. Este mai bine ca scorpionii să-și petreacă weekendurile acasă, într-un mediu calm, săgetător. Săgetătorul își va petrece cea mai mare parte a săptămânii făcând de lucruri și grijă obișnuite, dedicându-și timpul liber rudelor și copilor. La sfârșitul săptămânii se va desfășura activitate în afaceri profesionale datorită noilor oportunități și perspective care s-au deschis. Vor exista șanse reale să vă îmbunătățiți bunăstarea materială, să obțineți proprietăți și multe altele. Mulți vor primi cadouri de la cei dragi fani sau prieteni, care le vor fi la îndemână, sănătatea promite să fie stabilă, ar trebui să evitați doar hipotermia și supraalimentarea. Latura romantică a vieții va fi activă pentru săgetătorul care este ocupat să caute parteneri pentru o relație serioasă, Capricorn. Capricornii vor petrece o săptămână dinamică, plină de evenimente în diverse domenii ale vieții, în afaceri, cei care pot găsi o abordare non-standard a problemelor de lungă durată și pot aplica cu succes noi abilități și cunoștințe pentru a le rezolva vor ieși pe primul loc. Relațiile cu prietenii vor necesita răbdare și sprijin, nu doar cu sfaturi, ci și cu acțiuni foarte specifice. Rudele se vor afla, de asemenea, în zona de atenție sporită din cauza acțiunilor lor neconsiderate ale căror consecințe doar reprezentanții acestui semn de pământ intenționate le pot corecta. Sănătatea capricornilor va fi destul de bună, iar situația lor financiară va fi stabilă. Vărsător Vărsătorii, mai multe decât alte semne, vor simți îmbunătățiri în multe domenii ale vieții după ce soarele părăsește semnul leului. Ei vor simți nu numai o ușurare emoțională, o reducere a presiunii din lumea exterioară, dar vor vedea și perspective foarte reale de succes rapid, mulți vor putea să evite certurile și conflictele cu mediul lor, să menține relații bune cu colegii și partenerii și, de asemenea, să promoveze unele dintre ideile lor vechi în domeniul implementărilor. Sănătatea ta se va îmbunătăți până în weekend, iar încasările în numerar vor începe să crească imediat după luna plină. Pentru vărsători vor apărea oportunități bune de carieră legate de sport, inginerie, precum și medicină, în special chirurgie. Pești. Peștii vor începe săptămâna cu o ușoară depresie și anxietate crescută, ceea ce va fi destul de greu de explicat. Cel mai probabil, ei vor citi cu atenție emoțiile spațiului înconjurător și le vor proiecta parțial asupra lor. A doua jumătate a săptămânii va fi mai activă dar și mai conflictuală. Mulți vor fi predispuși la certuri cu colegii și rudele, de asemenea, pot avea probleme cu prietenii și cu cei semnificativi. În weekend, emoțiile se vor stabiliza, ceea ce va fi facilitată de tratamente balnare, vizite la saloanele de înfrumusețare și cumpărături. Aici pește au perspective bune de a-și îmbunătăți aspectul și de a dobândi câteva lucruri cu adevărat frumoase. Bunăstarea ta va reflecta emoțiile pe care le treci, iar situația ta financiară va rămâne în pozițiile anterioare. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!